În pragul sărbătorii nașterii Domnului, polițiștii hunedoreni sunt alături de elevii unei unități școlare aflată într-o zonă defavorizată. Astfel, pentru a marca apropierea Crăciunului, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai secției de poliție rurală Hațeg au desfășurat o activitate cu caracter preventiv la școala primară Bălanu din comuna hunedoreană Râu de Mori. Oamenii legii le-au oferit celor mici atât sfaturi preventive privind comportamentul antivictimal, cât și îndemnuri de a continua școala în vederea urmării unei cariere de succes, unii dintre aceștia exprimându-și chiar dorința de a deveni polițiști. Ați vrea să deveniți și voi polițiști? Da! De ce? Ce fac polițiștii? Polițiștii ajută oameni, salvează vieți, ne apără. Impresionați de situația materială precară și de mediul familial din care provin copiii, polițiștii s-au transformat pentru o oră în ajutoarele lui Moș Crăciun, oferindu-le diplome și insigne de polițist junior, dar și pungi cadou conținând alimente, dulciuri și rechizite. În prag de sărbătoare, astăzi ne-am gândit să vizităm școala primară Bălanu și să aducem un mic cadou elevilor și cadrelor didactice care își desfășoară activitatea aici. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu colegii noștri de la secția de poliție rurală Hațeg, am încercat să le facem copiilor un mic cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă și mai mult de atât, pe lângă activitățile noastre preventive desfășurate zilnic în unitățile de învățământ, aici am încercat mai mult să-i și motivăm, pentru că este o zonă mai puțin favorizată și am considerat foarte important să le arătăm că e importantă educația, școala, să vină la școală tot anul, să învețe și să le arătăm și o altfel de carieră și o altfel de activitate pe care o pot avea atunci când se fac mari. Sperăm că demersul nostru să fie își atins scopul și să le dorim tuturor să fie fericite. Dată fiind perioada deosebită a sărbătorilor, cei mici au primit vizita oamenilor legii cu un recital de colinde tradiționale. Cei 20 de preșcolari și elevi din clasele 1-4 ai unității școlare din mediul rural, situată într-o zonă de munte greu accesibilă, provin din familii sărace, fără condiții obișnuite de trai, fără venituri constante și cu mulți copii, iar acțiunea polițiștilor hunedoreni a fost extrem de apreciată. E o acțiune deosebită. Vă mulțumesc în numele școlii, în numele copiilor, în numele părinților lor. E un prilej de comuniune între toată lumea și mă bucur că ați venit cu gânduri calde și cu cadouri. Cred că cele mai importante sunt gândurile. Copiii cunosc despre siguranța școlară multe lucruri și cu atât mai mult când au în mijlocul lor pe reprezentanții dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Prin gestul lor, polițiștii speră să contribuie la îmbunătățirea relației poliție-comunitate, cât și să îi motiveze pe mici elevi pentru a-și continua studiile.